Noiembrie 2014, Inspectoratul Școlar Județean Argeș a fost condus de către domnul profesor Dumitru Tudosoiu. Mandatul ar fi trebuit să se încheie în anul 2019. Datorită bunelor rezultate pe care Inspectoratul Școlar le-a obținut în acești 4 ani, pentru actualul inspector general școlar, mandatul a fost prelungit. Multe dintre proiectele realizate de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș au fost terminate, sunt însă și obiective aflate în derulare, dar și altele care așteaptă să prindă contur. Vestea bună pentru învățământul argeșean este aceea că toate vor deveni realitate prin implicare, dar mai ales prin continuitate. Totul în contextul în care profesorului Dumitru Tudosoiu, actualul inspector general școlar, i-a fost prelungit recent mandatul. Știu că recent ați fost numit pentru un nou mandat. Vă rugăm să ne spuneți cu ce gânduri ați primit această veste și cu ce gânduri porniți la drum. Da, este un mandat mai mic, aș putea spune, sau nu chiar un mandat întreg, în baza contractului de management pe care l-am avut încheiat cu Ministerul Educației, un contract de management început în 2015, încheiat anul acesta în 2019. În baza unui articol din acel contract de management, Ministerul Educației îmi putea prelungi pentru un an de zile contractul inițial de inspector școlar general, lucru care s-a produs și, sincer, lucru care m-a bucurat pentru că a venit cumva ca o măsură a muncii pe care am depus-o aici și cred că, și fără lipsă de modestie, cred că nu am dezamăgit, cel puțin la nivel de minister. Rămâne de văzut în partea cealaltă, în social și în alte zone ale societății, dacă munca mea și a echipei mele a fost cumva, nu știu, benefică pentru sistem. Cu ce gânduri mă îndrept? Mai am un an în care pot încheia din proiectele începute, mai am un an în care pot aduce sau menține o stare de echilibru în sistemul de educație, un an în care putem promova cuvântul liniștea și ca să cităm cumva din cei care au folosit niște expresii care au prins cumva în public, mai avem un an în care lucrurile bine făcute să se definitiveze. La început de an școlar le doresc tuturor colegilor mei multă sănătate, putere de muncă și din inspectorat și din școli, iar copiilor un an școlar cu multe realizări, cu multe note mari, cu multe împliniri. Mulțumim și felicitări! Mulțumesc și eu! Cum anul școlar bate la ușă, pregătirile au intrat în linie dreaptă, de la inspectorul general școlar până la micuții de cele mai fragede vârste, cu toții așteaptă sunetul primului clopoțel care va răsuna în data de 9 septembrie pentru anul școlar 2019-2020.